De aceea am și întârziat câteva momente pentru că am vrut să am cifra cât mai aproape de realitate în ceea ce privește îmbolnăvirile, astfel încât avem raportate 939 de cazuri de gripă sezonieră, în special la copii, deci aproape 1000 de cazuri. Pentru a face o comparație, pot să vă spun că anul trecut, la 1 februarie, aveam în București 817 cazuri. Deci este o ușoară creștere a numărului de îmbolnăviri, nu de speriat, din ceea ce spun toți medicii și specialiștii, dar este de remarcat faptul că avem un număr mai mare de gripe de sezon. Și aș defalca pe sectoare. În sectorul 1, 140 de cazuri, în sectorul 2, 90 de cazuri, în sectorul 3, 158 de cazuri, în sectorul 4, 172 de cazuri de gripă sezonieră, în sectorul 5, 119 cazuri, în sectorul 6, 233 de cazuri. Subliniez faptul, această statistică se poate schimba, poate fi în evoluție, pentru că apar diferite cazuri. Vreau să fac următoarea precizare, având în vedere informațiile care circulă pe rețelele de socializare. Nu Primăria Capitalei și nu primăriile de sector care au în administrare școlile pot să decidă momentul în care se întrerup cursurile într-un județ, respectiv în municipiul București. S-a făcut comparația cu acele zile în care Primăria Capitalei a întrerupt cursurile de comun acord cu domnii primari de sector, deoarece erau intemperii, zăpada era de foarte mulți centimetri, zeci de centimetri și afară foarte frig, minus 20, minus 25 de grade. Atunci aveam noi atribuții să închidem școlile și grădinițele. Acum, având în vedere că este o problemă de sănătate, gravitatea acesteia o poate stabili doar Ministerul Sănătății, nu trebuie să ne alertăm inutil, dar nici nu trebuie să spunem că nu se întâmplă nimic. Cred că informarea este cea mai importantă, comunicarea între instituții și, firește, atât domeniul administrativ, cât și cel al sănătății, împreună să decidă ce este de făcut în perioada următoare. Am făcut aceste precizări deoarece ni se cere insistent să întrerupem cursurile școlilor și să închidem grădinițele. Îi înțeleg pe părinți și eu sunt părinte și eu am copii mici, am și copii mai mari, adolescenți, dar cred că trebuie să urmăm sfatul medicilor și sfatul persoanelor competente. Gripa a mai făcut o victimă, un bărbat de 43 de ani a decedat la Spitalul Județean Sibiu. Institutul Cantacuzino a confirmat prezența virusului gripal. Acesta este cel de-al patrulea deces provocat de gripă în această iarnă. Din nefericire, un pacient de 43 de ani care era internat în cadrul Spitalului Județean din data de 12 ianuarie și pentru care în data de 17 ianuarie a fost transmis diagnosticul de gripă confirmat de Institutul Cantacuzino, a decedat. Acest pacient a decedat în urma unui stop cardiorespirator neresuscitat. Evoluția sa fiind una total desfavorabilă în pofida eforturilor personalului medical. Din informațiile pe care le țin, pacientul nu prezenta comorbidități, dar toate aceste detalii vor ieși probabil în urma autopsiei. Testele care depistează virusul ucigaș din China au ajuns la Institutul Matei Balș din capitală. Acesta va fi singurul loc din România în care se va putea stabili dacă un pacient este sau nu infectat cu coronavirus. Specialiștii vor folosi reactivi pentru a vedea dacă suspectul este pozitiv sau negativ. De asemenea, la Matei Balș vor fi folosite dispozitive speciale care izolează complet pacientul pentru transport. Potrivit procedurilor stabilite de Ministerul Sănătății, probele vor fi trimise la Matei Balș, indiferent unde se află pacientul, la ce spital este internat sau examinat. Reactivii nu vor fi trimiși la niciun alt spital din țară. Eventualii pacienți bolnavi vor fi transportați cu ajutorul unor izolete termice de care dispune inspectoratul pentru situații de urgență. Cu toate acestea, scanerele termice lipsesc însă în continuare de pe aeroporturi. Specialiștii au cerut montarea de urgență a acestora încă de săptămâna trecută. Noi am făcut o recomandare și această recomandare va fi trimisă de către Ministerul Sănătății către domnule Ministerul Transporturilor, astfel încât să ia în calcul apasarea de astfel de calme termice pentru determinarea pacienților cu febră.
Situația virusului ucigaș pare să fi scăpat de sub control în China. Numărul oamenilor infectați crește de la o oră la alta, iar presa internațională dă de înțeles că numărul victimelor este mult mai mare față de ce anunță autoritățile. Peste 80 de oameni au murit și 2000 au fost infectați în țara asiatică. Simptomele includ febră, tuse și dificultăți de respirație. Majoritatea persoanelor afectate sunt persoane în vârstă și cele cu sănătate precară. Specialiștii se tem că virusul misterios este la fel de periculos precum sindromul respirator acut sever, cunoscut și sub numele de SARS. Acesta a ucis aproape 800 de persoane în perioada 2002-2003. Aleșii se întorc astăzi la muncă, parlamentarii se reunesc pentru sesiunea extraordinară convocată de președintele Camerei, Marcel Ciolacu. PSD-iștii le-au luat fața liberalilor care doreau să-și asume răspunderea pe proiectul modificării pensiilor speciale. Alina Sorocean ne dă mai multe detalii despre activitatea parlamentarilor. Bună ziua, Alina! Bun găsit, astăzi a început sesiunea extraordinară în Parlament, o sesiune care va fi marcată mâine de un prim vot extrem de important dat pe legea privind pensiile speciale. Mâine la ora 14, plenul Camerei Deputaților se va întruni pentru a discuta această lege privind eliminarea pensiilor speciale și ar trebui să se dea, așa cum vă spuneam, și un vot, chiar dacă socialdemocrații încearcă să retrimită actul normativ la Comisia de Muncă, la Comisia de Specialitate. De cealaltă parte, liberalii țin morțiș ca mâine să fie dat un vot și sunt șanse mari ca acest lucru să se întâmple dacă legea va fi votată în forma actuală, vor fi practic eliminate toate pensiile speciale cu câteva excepții, iar vorbim aici despre militari, iar printr-o ordonanță de urgență potrivit surselor ar urma să se elimine câteva amendamente, mai exact amendamentele care elimină pensiile speciale pentru sportivi și artiști. Mâine, practic, după vot, imediat se va discuta această temă, iar miercuri este o altă zi importantă în care guvernul vine în fața legislativului ca să-și asume răspunderea pe organizarea alegerilor locale, organizarea alegerilor în două tururi de scrutin. Aici se vor depune amendamente până miercuri dimineață, iar mai apoi, din momentul în care proiectul este citit în Parlament, sunt 3 zile la dispoziție în care opoziția depune moțiunea de cenzură, socialdemocrații au anunțat deja că vor face acest demers, rămâne de văzut câte voturi vor aduna, dacă vor trece această moțiune de Camera Deputaților și Senat de plenul reunit. Cert este că UDMR susține moțiunea alături de PSD, vom vedea însă dacă și celelalte partide vor susține moțiunea astfel încât să întrunească cele 233 de voturi pentru a fi adoptată. Mulțumesc, Alina, pentru aceste detalii. Grefierii blochează din nou activitatea în justiție. Aceștia au întrerupt lucrul în această dimineață, nemulțumiți de modificările care vizează pensia de serviciu. Grefierii au de gând să nu mai lucreze deloc nici mâine. Potrivit unui comunicat de presă, ei vor intra în instanțe doar pentru judecarea cauzelor urgente și a dosarelor cu arestați. Mâine ar urma să se voteze în Parlament eliminarea pensiilor speciale. Zi decisivă pentru Valeriu Zgonea, fostul președinte al Camerei Deputaților, află astăzi dacă va fi condamnat în dosarul în care este judecat pentru trafic de influență. Procurorii au cerut închisoare cu executare pentru fostul social-democrat. Bianca Ogarcă știe mai multe și vine cu date suplimentare. Bună ziua, Bianca! Bun găsit! Procurorii DNA au cerut o pedeapsă de 6 ani cu executare pentru fostul președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, în dosarul în care este acuzat de trafic de influență. Vorbim despre un dosar care a ajuns pe masa judecătorilor în anul 2018, atunci când i s-au adus lui Zgonea mai multe acuzații. Printre acestea se numără faptul că Zgonea, pe când deținea funcția de președinte al Camerei Deputaților, ar fi intervenit pentru numirea în funcția de secretar de stat a fiicei unei consilier județean. În schimbul acestui gest, Valeriu Zgonea ar fi primit suma de 62.000 de lei. La ultimul termen, Valeriu Zgonea a pledat nevinovat și a cerut achitarea. Decizia de astăzi nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel București.
Mulțumesc, Bianca. Doliu în lumea sportului mondial. Legenda baschetului profesionist american Kobe Bryant a murit într-un accident de elicopter. Autoritățile au anunțat că aparatul de zbor s-a prăbușit în California. Alături de alte 8 persoane, la bord se afla și fiica sa în vârstă de 13 ani, care voia să-i calce pe urme marelui sportiv. Nimeni nu a supraviețuit. Vestea că fostul basketbalist Kobe Bryant a murit a șocat o lume întreagă, printre cei care au transmis mesaje de condoleanțe. Se numără Gică Hagi și Nadia Comăneci. Kobe Bryant. Kobe Bryant se afla într-un elicopter care s-a prăbușit în Calabasas, duminică în jurul orei locale 10, ora României 20. Fiica de 13 ani a lui Kobe Bryant, Gianna Maria Honor, de asemenea se afla la bord. Conform unui jurnalist, tatăl și fiica se îndreptau către un meci de basket când s-a produs dezastrul. Printre cei aflați în aparatul de zbor ar mai fi fost un părinte și un copil care, deocamdată, nu au fost identificați. Zona a fost împânzită de ambulanțe și criminaliști care vor să adune cât mai multe informații despre tragedie. Din primele informații, după prăbușire, elicopterul a explodat și niciuna dintre persoanele aflate la bord nu a supraviețuit în ciuda intervenției rapide a pompierilor. Vestea a șocat întreaga lume. Jucătorii din NBA au reacționat și ei la aflarea veștii că a murit Kobe Bryant. Primul care a postat un mesaj a fost Luka Doncic, nu tu. Rest in peace, Mamba. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru lume, a scris și Luka Doncic. Am rămas înmărmurit. Nu există cuvinte pentru a descrie așa ceva. O zi incredibil de tragică, a scris și Scottie Pippen. Printre cei care au transmis mesaje de condoleanțe au fost și Gică Hagi și Nadia Comăneci. Cumplită veste, unul dintre cei mai mari basketbaliști din toate timpurile. RIP Kobe Bryant, a scris Gică Hagi pe Facebook. La rândul său, Nadia Comăneci s-a arătat șocată de moartea fostului star de la Los Angeles Lakers. Oribilă și cumplită veste a trecerii în neființă a unei legende, a scris Nadia Comăneci pe Twitter. Kobe Bryant a jucat între 1996 și 2016 pentru Los Angeles Lakers. A fost unul dintre cei mai populari basketbaliști din istoria NBA. Acesta a câștigat 5 titluri de campion NBA cu Los Angeles Lakers, 3 cu numărul 8 purtat pe tricou și 2 cu 24. A fost desemnat cel mai bun jucător din ligă în 2008, cel mai bun basketbalist al finalelor din 2009 și 2010, a fost selecționat de 17 ori pentru All-Star Game și a fost desemnat de 4 ori cel mai bun jucător din meciul vedetelor. Fostul sportiv obișnuia să călătorească des în elicopterul său privat încă de când juca pentru Lakers. Kobe era căsătorit cu Vanessa, alături de care avea 4 fiice, Gianna, Natalia, Bianca și Capri, cea mai mică dintre ele fiind născută în iunie 2019. În 2018, Kobe Bryant a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun scurt metraj de animație, Dear Basketball, în 2017. Chiar la finalul acestei săptămâni, Kobe Bryant, LeBron James și de Kareem Abdul-Jabbar și Karl Malone. Vestea morții lui Kobe Bryant a provocat o undă de șoc în NBA. Toate partidele disputate ieri au început cu momente de reculegere în memoria lui Mamba, cum i se spunea lui Kobe. Jucătorii vizibil afectați de tragica veste au fost surprinși cu ochii în lacrimi. Ladies and gentlemen, basketball fans. At this time, we ask that we all join together in a moment of silence, acknowledging the tragedy that took place a few hours ago as Kobe Bryant, father, husband, and ambassador for the game of basketball, and his 13-year-old daughter, Gianna, were among 5 people who passed away in a helicopter crash in Southern California. The NBA and the game of basketball will mourn this loss together. Rest in peace, Mamba. Kobe, 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 Kob
iarna se lasă în continuare așteptată. Potrivit meteorologilor, deși temperaturile scad începând de astăzi și apar precipitațiile, este încă mai cald decât ar trebui să fie în luna ianuarie, iar de ninsori poate fi vorba doar la munte. Potrivit ANM, vremea se schimbă începând de astăzi în toată țara. Aspectul vremii astăzi este totuși în schimbare față de zilele precedente, în sensul că norele despre care vă spuneam se extind treptat în cea mai mare parte a țării, astfel încât în orele următoare și apoi și după amiază vor fi ploi în general slabe, ploi care își pot face apariția și în București după amiază, când și aici norările vor apărea. În aceste condiții, temperaturile maxime, deși scad ușor față de ziua de ieri, rămân totuși peste valorile normale și deci se vor înregistra valori maxime între 3 și 11 grade. Valul de precipitații nu aduce nici de această dată ninsoare în capitală. Umbrela este însă un accesoriu pe care ar fi bine să nu îl lăsați acasă. Și la București așteptăm ca să apară norări și după amiază să plouă slab. Temperatura maximă așa aici este în scădere, dar totuși rămâne mare pentru zi de sfârșit de ianuarie și anume o maximă de 6-7 grade. PSD nu are numărul necesar de semnături să dărâme guvernul Orban prin moțiune. Afirmația îi aparține primă vicepreședintelui liberal Rareș Bogdan, care îi avertizează pe socialdemocrați că și în cazul în care guvernul cade, proiectul alegerilor locale în două tururi rămâne de actualitate. În orice situație, PSD a pierdut. PSD nu are șanse să dea jos guvernul Orban, iar și dacă dau jos guvernul Orban, noi suntem cu planul îndeplinit. Deci mergem înainte pe subiectul anticipatelor. Sigur, în cazul în care vor reuși să dea jos guvernul Orban, deși eu personal mă îndoiesc extrem de serios că au capacitatea aceasta de a aduna 233 de voturi necesare de rămării guvernului, vom avea surprize pentru ei, pentru că nu renunțăm la două tururi de scrutin. PSD nu are astăzi semnăturile necesare, nu are nicio șansă să dea jos guvernul Orban, iar noi am pornit pe un drum extrem de calculați, pas cu pas, un șah politico-electoral extrem de inteligent, condus de Ludovic Orban pe de-o parte, de președintele Iohannis, prin declarații extrem de clare, care vin practic de la declarațiile de imediat de după câștigarea alegerilor prezidențiale și susținute de noi ceilalți, pe încercând să-i sprijinim în spațiu public, tocmai în aplicarea acestui plan. Dan Barna vrea controlul absolut în USR. Aceasta este părerea politologului Alina Mungiu Pipidi. În plus, Pipidi spune că Barna a încercat să elimine oamenii lui Nicușor Dan din toate funcțiile cu scopul de a-i fura partidul. Acesta ar fi și motivul pentru recrutarea bruscă a fostului jurnalist Moise Guran, crede Pipidi. Prezentă în studioul B1 TV, Alina Mungiu Pipidi a comentat acuzațiile de tendințe dictatoriale care îi se aduc de către membrii USR președintelui partidului Dan Barna, precum și mișcările de pe scena politică ale USR din ultima perioadă. Un singur cuvânt care răspunde la toate, vrea controlul și vrea controlul absolut. Pentru că partidul care trebuia să promoveze agenda societății civile și să fie așa și liberal și nu știu ce, și liberal și ecologist, și Europa socială și verde și tot, a sfârșit prin a fi un partid care în Comisia SRI n-a făcut altceva decât să ridice o sanale SRI, care în materie de pensii n-a spus nimic relevant, care fac proiecte de bătaie de joc de legi care sunt trimise înapoi de la promulgare de președintele Iohannis, fiindcă nu se poate. Deci sunt proiecte, cum se spune asta, alună sui, care ar fi încurajat corupția dacă aprobai felul lui de a înscrie firme. Da? Alina Mungiu Pipidi mai spune despre USR că nu mai este un partid deschis și că în interiorul său se duc lupte crâncene pentru control. În emisiunea Dosar de politician, moderată de Silviu Mănăstire, politologul a explicat că Dan Barna și apropiații săi încearcă din răsputeri să îndepărteze membrii loiali lui Nicușor Dan, pentru că, în realitate, USR nu i-a aparținut niciodată actualului lider. Afară cu cei care ne-au creat și ne-au ajutat să ne și înscriem, că fără ei nu reușeau nici să înscrie lista la locale, dacă nu era Nicușor Dan să ducă să semneze pentru ei. La europarlamentare. Nu era partidul lor. Înțelegeți? Era un partid de furat. A trebuit să ducă Nicușor să zică, da, domnule, nu, dar eu sunt de acord, dar înscrieți-i. Și așa mai departe. M-au furat, dar uitați. Și cu toate astea, ei ce încearcă este să elimine oamenii lui Nicușor de peste tot, de unde se poate, să elimine complet.
Simona Halep este de neoprit. Românca s-a calificat în sferturi la Australian Open și ajunge pe locul 2 WTA. În sferturile de finală, Simona Halep va întâlni o sportivă din Estonia, numărul 3. Zi specială pentru teatrul românesc, marele actor Florin Piersic împlinește astăzi vârsta de 84 de ani, iar fanii actorului se așteaptă ca acesta să-și serbeze ziua de naștere așa cum i-a obișnuit, pe scenă. Doamne, dacă mi-ești prieten, cum te lauzi la toți sfinții, dă-i înscris poruncă morții să-mi ia calul. Nu părinții. Zi specială pentru unul dintre cei mai mari actori români, Florin Piersic, cel care a făcut din povești artă, a împlinit 84 de ani. Actorul poate fi descris ca o legendă vie a râsului, a plânsului și, în fond, a emoției. Meseria despre care Piersic vorbește cu multă râvnă i-a adus și cele mai mari satisfacții profesionale. De-a lungul anilor, el a fost distins cu titlul de cetățean de onoare al mai multor orașe din țară. Cluj-Napoca, Bacău, Caracal, Baia Mare, Oradea, București, Galați și Sighet. Și nu doar prin personajele pe care le-a interpretat s-a făcut plăcut. Actorul a oferit momente emoționante și la aniversări. De altfel, anul trecut la Cluj-Napoca, atunci când a fost omagiat și aplaudat de sute de fani pe scena cinematografului care îi poartă numele și unde a ținut un discurs emoționant. Să nu vă faceți că așa am făcut eu toată viața, că-s modest, că nu știu, o prostie. Spuneți că sunteți cel mai bun, că sunteți cel mai tare. Florin Piersic a absolvit Institutul de Teatru și Film din București în 1957, iar doi ani mai târziu a debutat la Teatrul Național cu un rol în Discipolul Diavolului. A fost momentul prin care s-a făcut remarcat, urmând de atunci să joace roluri principale în mai multe filme cunoscute și piese de teatru, printre care Haiducii lui Șapte Cai sau seria Mărgelatul. De asemenea, a fost protagonistul unor spectacole ca Tragedia Optimistă, Zbor deasupra unui cuib de cuci, Gaițele și Străini în noapte. Scene sângeroase pe străzile din Galați, un bărbat beat a semănat panică printre trecători, individul i-a amenințat pe oameni că îi lovește cu sabia. Atacatorul s-a oprit doar în momentul în care oamenii legii au tras mai multe focuri de armă. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Potrivit polițiștilor din Galați, incidentul s-a produs în comuna Munteni. O persoană a sunat la poliție și a anunțat că un tânăr în stare de ebrietate, aflat pe o stradă din localitate, amenință trecătorii cu o sabie. Polițiștii ajunși la fața locului au fost atacați și ei de bărbat. Pentru că agresorul nu s-a liniștit nici măcar după ce agenții au tras mai multe focuri de avertisment, unul dintre polițiști l-a împușcat în picior. La data de 26 ianuarie, la ora 14:48, poliția a fost sesizată prin apelul unic de urgență 112, cu privire la faptul că un bărbat de 29 de ani din comuna Munteni, aflat în stare de ebrietate, se manifestă violent pe stradă amenințând trecătorii cu o sabie. La fața locului a mers imediat o patrulă de poliție și întrucât bărbatul nu s-a supus omațiilor verbale ale polițiștilor, îndreptându-se spre aceștia și amenințându-i și pe ei cu sabia, unul dintre polițiști a executat mai multe focuri de avertisment în plan vertical și unul în direcția agresorului, rănindu-l la picior. După ce a fost rănit, bărbatul a fost imobilizat de către polițiști și transportat la spital pentru a-i se acorda îngrijiri medicale. Pe numele său a fost deschis și un dosar penal pentru infracțiunile de amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj. Accident grav în Olt, un bărbat de 54 de ani a murit și alte două persoane au fost rănite după ce un camion a spulberat două mașini care circulau regulamentar. Unul dintre șoferi nu a avut nicio șansă să fie salvat. Accidentul s-a produs pe DN65 în zona satului Negren din comuna Scornicești. Potrivit polițiștilor, bărbatul de 54 de ani aflat la volanul uneia dintre mașini este vinovat de producerea accidentului. El ar fi intrat în depășire, iar apoi a derapat. Manevra sa imprudentă l-a determinat pe șoferul camionului să piardă controlul asupra volanului. Înainte să se răstoarne, camionul a lovit o a doua mașină în care se afla o persoană. Șoferul vinovat de producerea accidentului a fost găsit de către pompieri încarcerat în autoturismul pe care îl conducea alături de un alt pasager. Bărbatul de 54 de ani a fost resuscitat timp de câteva zeci de minute, însă fără niciun rezultat, așa că un medic de la ambulanță a declarat decesul. Celelalte două persoane rănite în accident au fost transportate la unitatea de primiri urgențe Slatina. Polițiștii rutieri au deschis o anchetă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Primarul acuzat că ar fi făcut sex cu două minore chiar în sediul primăriei a fost exclus din PNL. Decizia liberalilor vine la aproape două săptămâni după ce edilul s-a autosuspendat din funcție în așteptarea verdictului în cazul său.
Decizia de excludere a edilului din comuna Mogoșești-Siret, Damian Butnariu, a fost luată cu 29 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă și un vot nul de către biroul politic județean al PNL Iași. Este un gest firesc și așteptat. Decizia excluderii primarului din Mogoșești-Siret a fost luată în unanimitate. E regretabil ce s-a întâmplat, fiind vorba de încălcarea valorilor și principiilor, dar și a codului etic al partidului. Nu este o decizie târzie, ci s-a luat în prima ședință de birou politic, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL Iași, Romeo Vatră. Primarul Damian Butnariu a anunțat pe 17 ianuarie că se autosuspendă din PNL, fiind implicat într-un dosar în care este acuzat că a făcut sex cu 2 minore de 17 ani, chiar în sediul primăriei. Edilul spunea atunci că acuzațiile care îi se aduc sunt nefondate și sunt un atac la adresa sa. În an electoral este normal să fii atacat mediatic de către toți cei care tânjesc la funcția ta. M-am trezit astăzi personaj principal într-o poveste veche și încheiată de 13 ani, în care am avut calitatea de martor. Sunt membru PNL de la începutul carierei mele publice și înțeleg să mă pun la dispoziția conducerii partidului în această situație și rog să se ia act de dorința mea de a mă autosuspenda din această calitate până când adevărul va ieși la suprafață în acest caz, spunea edilul la vremea respectivă. Cu toate acestea, Butnariu a recunoscut în instanță că a avut relații sexuale chiar în sediul primăriei cu 2 minore traficate de un proxenet local pentru 100 de lei. Potrivit publicației Ziarul de Iași, una dintre fete fusese răpită din fața școlii cu puțin timp înainte să fie vândută pentru servicii sexuale primarului liberal. PSD vrea o nouă zi liberă, 1 martie ar putea deveni sărbătoare legală, potrivit unui proiect care va ajunge astăzi în Comisia de Administrație a Camerei Deputaților. Scopul este acela de respectare a tradițiilor legate de mărțișor, susțin inițiatorii. Inițiatorul proiectului este PSD-istul Adrian Solomon. În argumentația sa, socialdemocratul susține că dorește oficializarea și promovarea unei sărbători populare românești ancestrale, incluse în patrimoniul universal în anul 2017. De ziua mărțișorului ar urma să fie organizate manifestări educative, culturale și artistice, se arată în propunerea legislativă. Toate evenimentele trebuie să respecte culorile tematice, alb și roșu. În anul 2020 există 15 zile libere legale, declarate prin lege până în momentul de față. Din cele 15 zile libere legale, 11 zile pică în timpul săptămânii. Anul trecut, românii au avut la dispoziție 16 zile libere, dintre care unele grupate cu weekendul în mini-vacanțe. În zilele de sărbătoare legală nu se lucrează, cu excepția unităților sanitare și a celor de alimentație publică, precum și a unităților în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită procesului de producție sau specificului activității. Salariații care lucrează în astfel de unități au dreptul la compensarea cu timp liber corespunzător acordată în următoarele 30 de zile. Gigi Becali a fost prins în timp ce sfidează legea. Latifundiarul din Pipera a fost surprins la volanul bolidului său în timp ce vorbea la telefon. Din fericire însă pentru Gigi, acesta nu a fost prins de poliție. Gigi Becali nu are nicio reținere în a încălca legea rutieră. În urmă cu câteva zile, paparații l-au surprins pe patronul FCSB la plimbare în capitală, la volanul autoturismului său de lux în timp ce vorbea la telefon. Fără să-i pese de ceea ce scrie în lege, Gigi Becali nu a lăsat jos mobilul nici în timp ce conducea. Din fericire pentru el, în trafic nu se afla niciun polițist rutier. Gestul îl putea costa scump pe Becali. Șoferii prinși în trafic cu telefonul sau cu orice alt dispozitiv electronic care poate trimite mesaje sau care poate face poze sunt sancționați cu amenzi cuprinse între 580 și 725 de lei și cu 4 puncte de penalizare. Suplimentar, în cazul în care încalcă și o regulă de circulație rutieră, șoferii care mânuiesc telefonul mobil în timp ce conduc riscă și suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pentru 30 de zile. Accident spectaculos pe centura orașului Oradea. O mașină a intrat într-un derapaj necontrolat, s-a izbit de un parapet de beton și s-a răsturnat. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Atât șoferul cât și pasagerul din automobil au scăpat nevătămați. Accidentul s-a petrecut pe podul CFR, pe sensul spre Ioșia, într-o zonă unde cele patru benzi de circulație sunt separate cu parapeți de beton. Șoferul a pierdut controlul autoturismului și a derapat într-un parapet de beton. În urma impactului, mașina s-a răsturnat. La fața
locului au sosit pompierii pentru a-i scoate pe șofer și pe pasagerul din dreapta dintre fiare. Cei doi au fost transportați la spital pentru un control amănunțit. Din fericire, atât șoferul cât și pasagerul din dreapta au scăpat doar cu o sperietură zdravănă. Traficul în zona a fost restricționat pe o singură bandă timp de o oră. Încă un caz strigător la cer în care poliția nu se omoară să rezolve necazurile cetățenilor. Un bărbat a fost tâlhărit într-un local din Alba Iulia, i-a fost sustras portofelul în care avea 4.000 de lei și documentele de identificare. Păgubitul a făcut o investigație pe cont propriu, a identificat suspectul, l-a prezentat ca posibil vinovat la poliție, dar nu a fost băgat în seamă. Sâmbătă seara, într-un local din oraș, un bărbat a fost deposedat de portofelul în care avea aproximativ 4.000 de lei, dar și documentele de identificare. Acesta a anunțat imediat poliția, care se presupune a demarat o anchetă. Numai că păgubitul nu a stat cu mâinile în sân și a început o investigație pe cont propriu. În cele din urmă, el a reușit să identifice suspectul. Drept urmare, s-a dus glonț la poliție pentru a anunța atât numele cât și locul probabil unde poate fi găsit suspectul, cu speranța că își poate recupera paguba. Spre surprinderea sa, a fost trimis acasă de către polițiști, pe motivul că o astfel de anchetă durează câteva zile și nu au timp de el. Problema este că în tot acest timp, acel suspect poate opera în continuare liniștit și poate face noi victime. Tragedie la munte. Un adolescent de 17 ani din capitală a murit după ce a furat un snowmobil și a intrat într-un chioșc de pe pârtia din Predeal. În cursa periculoasă a pornit împreună cu el un prieten de aceeași vârstă și el este în stare gravă la spital. Polițiștii încă fac cercetări. Cei doi prieteni s-au plimbat aproape două ore până când s-a produs tragedia. La un moment dat, tânărul care conducea snowmobilul furat a pierdut controlul direcției, a rupt o plasă de protecție și a intrat în plin într-un chioșc situat la baza pârtiei. Cursa a fost fatală pentru unul dintre adolescenți. Conducătorul vehiculului în vârstă de 17 ani a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale, ulterior fiind declarat decesul acestuia. Cel de-al doilea tânăr a fost consultat la fața locului de către echipajul medical, ulterior fiind prezentat la spital pentru investigații medicale. În cauză s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință, vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă. Cazul a ajuns în atenția procurorilor de la parchetul de pe lângă judecătoria Brașov. Elevii de la școala 133 se întorc astăzi la cursuri. Specialiștii au făcut ieri verificări toată ziua, după ce săptămâna trecută mai mulți copii s-au simțit rău după acțiunile de dezinfecție. Un echipaj format din specialiști de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență au sosit aici la școala 133, unitatea de învățământ care a fost închisă la începutul acestei săptămâni în urma unor evenimente și practic vrem să măsurăm cu ajutorul celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență dacă sunt depășite sau nu pragurile de normalitate după ce în această unitate școlară au fost puse în aplicare măsuri de profilaxie. Astfel de măsurători au mai fost efectuate și la alte școli și grădinițe din sectorul 4. Mai sunt realizate măsurători și în alte 5 unități de învățământ din sectorul 4, după ce și în aceste 5 unități au fost puse în aplicare măsuri de profilaxie. Totodată, consilierul a menționat că primăria a reziliat contractul cu firma care a făcut respectiva deratizare, în urma căreia mai mulți elevi s-au simțit rău. Contractul dintre primărie și firmă era de aproximativ 30.000 de euro, din care a fost virată doar o mică parte. Dacă rezultatele măsurătorilor ISU vor fi în regulă, elevii se vor putea întoarce la școală începând de luni. Părinții sunt sfătuiți să dea în judecată compania care a realizat deratizările în unitățile de învățământ. Școala 133 din capitală a fost evacuată marți, după ce mai mulți elevi s-au simțit rău din cauza substanțelor folosite la igienizare. 22 de copii au ajuns la spital pentru investigații amănunțite. Igienizarea a fost făcută de primăria sectorului 4, care a precizat marți că firma care a făcut deratizarea în școala 133 a folosit substanțele Bionet A15 și Insectum, ambele fiind omologate. Raportul preliminar a arătat că substanțele au fost lăsate să acționeze 6 ore în loc de 90 de minute, cât este timpul maxim de expunere a biocidului.
După semnarea unui prim acord cu Beijingul și finalizarea termenilor NAFTA, acordul comercial al Statelor Unite cu Mexic și Canada, Trump pune tunurile pe Europa. Săptămâna trecută la Davos, președintele american s-a plâns că a fost foarte dificil de negociat cu blocul european, care a profitat de Statele Unite. După semnarea fazei întâi a acordului cu Beijingul și a celui dintre Statele Unite, Mexic și Canada, noile fronturi ale războiului comercial desfășurat de Statele Unite se îndreaptă către Europa, Marea Britanie și blocajul în relațiile cu Organizația Mondială a Comerțului, relatează jurnaliștii CNBC. În ceea ce privește relația comercială cu Uniunea Europeană, președintele american a fost tranșant de la început și nu și-a ascuns nemulțumirea. Nu a surprins pe nimeni că la Forumul Mondial de la Davos, Trump a afirmat că relațiile comerciale dintre Statele Unite și UE nu sunt cele mai bune. Trump s-a plâns că a fost foarte dificil de negociat cu blocul european și că acesta a profitat de Statele Unite ale Americii, adăugând că UE nu are de ales decât să încheie un acord. Dar dincolo de discuțiile dificile dintre biroul reprezentantului pentru comerț al Statelor Unite, UE și OMC, mulți investitori se așteaptă ca Statele Unite să dea prioritate discuțiilor cu Marea Britanie, care pe 31 ianuarie părăsește blocul comunitar. Statele Unite și Marea Britanie și-au apărat reciproc interesele de-a lungul deceniilor, fie în teatrele militare din Orientul Mijlociu sau prin dialogul comercial generos, comentează jurnaliștii americani de la CNBC. Dar oficiali comerciali de pe ambele maluri ale Atlanticului avertizează că ar putea exista câteva obstacole care să împiedice Londra și Washingtonul să ajungă rapid la un acord. Astfel, discuțiile oficiale dintre Londra și Washington nu pot începe înainte ca Marea Britanie să iasă din UE la sfârșitul acestei luni, dar unele subiecte dificile sunt deja clare. Una dintre cele mai importante bariere pentru un acord facil între Statele Unite ale Americii și Marea Britanie poate fi insistența negociatorilor americani pentru un acces mai mare la Serviciul Național de Sănătate al Marii Britanii. Deși premierul Boris Johnson a afirmat în repetate rânduri că NHS nu este de vânzare, comentariile făcute anul trecut de Trump că programul va fi o parte a unui acord magnific i-a speriat pe unii din Marea Britanie. Un al doilea obstacol în calea unui acord între Statele Unite și Marea Britanie este angajamentul britanic pentru standardele de siguranță alimentară ale UE. Unele dintre cele mai populare reglementări europene în rândul politicienilor britanici sunt cele referitoare la siguranța alimentelor. Timp de ani de zile, UE a interzis statelor membre să importe carne de la vite tratate cu hormoni și carne de pui spălate cu apă clorinată pentru combaterea bacteriilor. În timp ce carnea tratată cu apă clorinată este considerată sigură de către guvernul american, mulți oficiali britanici nu sunt convinși de acest lucru. Impactul standardelor stricte de siguranță pentru alimente ale UE sunt evidente în datele recente. Deși Marea Britanie este a cincea mare piață de export pentru Statele Unite, potrivit datelor din 2018, produsele agricole reprezintă numai o mică parte. Statele Unite trebuie să ajungă la un acord și cu Uniunea Europeană. Vizita recentă a lui Trump la Davos a arătat stilul caracteristic de negociere al acestuia, relatează jurnaliștii. În timp ce președintele a subliniat discuțiile foarte bune cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, el a amenințat apoi din nou că va impune tarife uriașe pentru automobilele europene. În replică, mai multe state membre au avertizat în ultimele luni că vor impune taxe pe serviciile digitale oferite de unele dintre cele mai mari companii de tehnologie din Statele Unite. Parlamentarii francezi au adoptat încă din luna iulie o taxă asupra unor companii precum Alphabet și Amazon, provocând indignarea Casei Albe, care a avertizat că va lua măsuri de retorsiune. Deși Trump și președintele francez Macron au anunțat un acord pentru amânarea taxelor, amenințarea privind tarifele pentru importurile auto se menține. Administrația Trump a aplicat deja tarife pentru produse europene de ordinul miliardelor de dolari legate de subvențiile ilegale primite de grupul european Airbus în urma unei decizii a OMC. În octombrie, Washingtonul a aplicat tarife de 10% pentru avioanele civile mari și de 25% pentru produse agricole din Europa. Runda respectivă de sancțiune a avut ca țintă produse cum ar fi vinul franțuzesc și brânza italiană. CNBC a relatat în decembrie că Statele Unite ale Americii analiza impunerea unor tarife de 100% pentru produse europene exceptate inițial, cum ar fi whisky-ul scoțian și coniacul. Tarifele dintre Statele Unite și Europa nu sunt un subiect nou. În 2018, administrația Trump a anunțat tarife de 25% pentru oțel și de 10% pentru aluminiu. UE a reacționat cu tarife aplicate unor produse americane în valoare de peste 3 miliarde de dolari, între care bourbonul, iahturile și motocicletele. Statele Unite continuă să fie în conflict și cu Organizația Mondială a Comerțului. Un nou atac cu rachete Katyusha a avut loc în zona verde din Bagdad și a vizat ambasada Statelor Unite. Atacurile au devenit din ce în ce mai dese după ce americanii l-au lichidat pe generalul Qasem Soleimani.
5 rachete Catiușa au căzut duminică în apropierea ambasadei Statelor Unite ale Americii din Bagdad, într-unul dintre deja frecventele atacuri asupra acestei ambasade, după escaladarea tensiunilor dintre Iran și Statele Unite. Potrivit unui oficial american citat de CNN, cel puțin unul dintre proiectile a lovit o cantină din perimetrul ambasadei. O persoană ar fi ușor rănită. Forțele de securitate irachiene au confirmat că 5 rachete Catiușa au lovit zona verde fără să provoace victime, dar nu au făcut nicio referire la ambasada americană. Și pe 20 ianuarie, 3 rachete de același fel au căzut în apropierea ambasadei Statelor Unite. Autoritățile irachiene au anunțat atunci deschiderea unei investigații rămasă până acum fără rezultate. Iar pe 9 ianuarie, 2 rachete Catiușa au lovit zona verde fără să facă victime. De la sfârșitul lunii octombrie, 10 de rachete i-au vizat pe soldații și pe diplomații americani în Irak, în special în zona verde din Bagdad. Aceste atacuri nu au fost revendicate, dar ele au fost atribuite de Washington unor facțiuni pro-iraniene din milițiile locale, precum Kataib Hezbollah. Liderul acestora a fost ucis și el în atacul american din 3 ianuarie, care l-a vizat pe generalul Soleimani, comandantul forței Al-Quds. Veștile îngrijorătoare continuă să vină din China. Numărul oficial al deceselor provocate de coronavirus a crescut la 80, iar totalul cazurilor de îmbolnăvire confirmate se apropie de 3.000. Între timp, o asistentă din Wuhan acuză guvernul chinez că ascunde proporțiile dezastrului. 90.000 de oameni ar fi fost de fapt infectați cu virusul ucigaș.甚至全国已经情况，现在已经有9万多人次。这个病毒的传染几率是多少呢？就是一个人传染之后，如果说他没有被有效的隔离的话，或者说进行有效的治疗的话，他会传染到他身边的14个人。 Femeia care a vorbit din Wuhan, acolo unde a izbucnit focarul de infecție, s-a filmat îmbrăcată într-un costum de protecție. Asistenta medicală contrazice datele oficiale prezentate de guvernul chinez, pe care îl acuză că nu prezintă situația reală din țară. Imaginele cu asistenta au devenit virale pe internet. Femeia i-a avertizat pe oameni să nu iasă din casă. În ciuda faptului că oficialii chinezi au garantat transparență în gestionarea situației, asistenta din Wuhan nu este singura care atrage atenția asupra faptului că situația este mai gravă decât admit oficialii. Mai multe astfel de înregistrări au fost șterse de pe platforma online chinezească Weibo. Între timp, coronavirusul continuă să se extindă și peste hotare. Al 5-lea caz de coronavirus a fost confirmat în Statele Unite. Cel mai recent caz a fost anunțat în Arizona. Cazuri au fost semnalate și în Thailanda, Coreea de Sud, Japonia, Australia, Franța și Canada. Organizația Mondială a Sănătății a fost la un pas să declare stare de urgență de sănătate. Unii specialiști au dubii dacă cei din China pot ține epidemia sub control. Maratonul de la Hong Kong a fost anulat din cauza epidemiei de coronavirus. Autoritățile au anunțat că toată lumea își va primi banii înapoi pentru taxa de participare. Situația gravă declanșată de coronavirusul din China îndeamnă autoritățile să ia măsuri drastice. Șeful executivului regiunii administrative speciale Hong Kong, Carrie Lam, a anunțat că maratonul de la Hong Kong va fi anulat din cauza epidemiei de coronavirus. Evenimentul care urma să aibă loc la data de 7 februarie ar fi adunat peste 74.000 de participanți la 3 evenimente diferite: cross de 10 km, semi-maraton și maraton. Toți participanții își vor primi înapoi banii plătiți pentru taxa de participare, au dat asigurări autoritățile. Maratonul este unul dintre cele mai mari evenimente sportive din Hong Kong, acolo unde au fost confirmate 6 persoane infectate cu virusul ucigaș. Activista ecologistă Vanessa Nakate din Uganda susține că a fost victima unei discriminări după ce a fost scoasă dintr-o fotografie în care apărea alături de celebra Greta Thunberg, scrie The Guardian. Vanessa Nakate a apărut într-o poză de grup la Davos alături de Greta Thunberg și de alte tinere care militează pentru aceeași cauză, Lukina Till, Luisa Neubauer și Isabel Axelson. Ulterior, figura activistei ugandeze a fost tăiată din fotografia publicată de agenția americană Associated Press. Alte agenții, printre care și Reuters, au confundat-o pe Nakate cu o activistă din Zambia, motiv pentru care fotografia disponibilă pe site-ul agenției le menționează pe cele 4 activiste, dar nu și pe Nakate. Nakate susține că este victima unei discriminări rasiale. De ce m-ați scos din fotografie? Eram partea grupului, a scris ea pe Twitter. Nakate a comentat această situație într-un videoclip care a devenit viral pe internet, adăugând că acum înțelege ce înseamnă cuvântul rasism pentru prima dată în viața ei. Does that mean that
have no value as an African activist, or the people from Africa don't have any value at all. But we don't deserve this. Africa is the least emitter of carbons, but we are the most affected by the climate crisis. But you erasing our voices won't change anything. You erasing our stories won't change anything. Mai mulți susținători și activiști au luat apărarea, ceea ce a dus la o dezbatere cu privire la rasism în domeniul protecției mediului. David Ake, șeful departamentului foto de la Associated Press, a declarat că, fiind presat de timp, fotograful a tăiat imaginea din punct de vedere al compoziției. Fotograful a crezut că o clădire aflată în spate ar fi stricat imaginea, a precizat Ake. După acest scandal, agenția a înlocuit fotografia criticată cu cea originală, precizând că nu a fost nimic intenționat. Decizia ducilor de Sussex de a pleca în Canada a creat un adevărat haos în Casa Regală Britanică. Regina Elisabeta a II se vede nevoită să regândească acum obligațiile care le revin membrilor familiei sale, motiv pentru care ea le-a oferit acestora unele din titlurile rămase vacante după ce prințul Harry a renunțat la rolul său. Prințul William are un nou titlu. Bunica sa, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, l-a numit pe ducele de Cambridge înalt comisar al adunării generale a Bisericii Scoției, scrie revista People. William va deveni reprezentantul personal al suveranului britanic la adunarea generală a Bisericii Scoției, unde va face frecvent vizite și va avea îndatoriri ceremoniale. În această calitate, William va prelua rolul lui Richard Scott, al 10-lea duce de Buccleuch și al 12-lea duce de Queensberry. Înaintea lui Scott, această poziție a fost deținută de prințesa Anne, care este mătușa lui William. Numirea vine în contextul în care fratele său, prințul Harry, și soția sa, Meghan Markle, au renunțat la rolul de membri seniori ai familiei regale. Săptămâna trecută, regina, alături de William și prințul Charles, au parafat un acord privind termenii retragerii lui Harry și Meghan. După o perioadă de tranziție care se va încheia în primăvară, Meghan, 38 de ani, și Harry, 35 de ani, își vor pierde titlurile de altețe regale. Ei vor înapoia costurile renovării reședinței lor, Frogmore Cottage, și vor locui atât în America de Nord cât și în Marea Britanie. Harry a exprimat un mare regret față de pierderea unor titluri militare. El moștenise de la bunicul său, prințul Philip, în 2017, titlul onorific de capitan general al pușcașilor marini, echivalent cu gradul de feldmareșal în armată. Se pare că acest titlu va fi preluat de prințesa Anne, au declarat surse din cadrul casei regale citate de cotidianul Express. De asemenea, Harry, care deține gradul de major în armata britanică, a fost nevoit să renunțe la titlul de comandant onorific al bazei forțelor aeriene regale de la Honington și la cel de comodor șef al comandamentului naval pentru vase mici și scufundări. Asta în condițiile în care Harry, care a servit ca ofițer în armata britanică, participând inclusiv la operații în Afganistan, a declarat la retragerea din serviciul activ în anul 2015 că va continua să poarte uniforma militară, să comunice cu foștii camarazi toată viața și să îi ajute la nevoie cum va putea. Mediul virtual este plin din nou de ironii la adresa președintelui Donald Trump. Internauții l-au luat peste picior pe liderul de la Casa Albă după ce acesta a dezvăluit logo-ul oficial al Forței Spațiale Americane. Cârcotașii spun că ar trebui plătite drepturi de autor, deoarece simbolul este o copie a siglei din serialul de televiziune Star Trek. În urma consultării cu mari lideri militari, designeri și alții, am plăcerea să vă prezint noul logo pentru Forța Militară Spațială a SUA, a 6-a ramură a măreței noastre armate americane, a scris Donald Trump pe Twitter. Internauții au atras atenția asupra asemănărilor dintre logo-ul Forței Militare Spațiale și cel fictiv al flotei stelare din Star Trek, care a debutat în anul 1966, fiind urmat de mai multe filme pe aceeași temă. Trump tocmai a anunțat noul logo pentru Forța Spațială. În cealaltă imagine este comandamentul flotei stelare din Star Trek, a scris un internaut pe contul său de Twitter. Ne așteptăm la niște compensații pentru drepturile de autor, a afirmat George Takei, unul dintre actorii care au jucat în celebrul serial Star Trek. În schimb, un purtător de cuvânt pentru Forța Militară Spațială a declarat că simbolul a fost folosit prima oară la începutul anului 1942 de către forțele aeriene ale Statelor Unite. Pentru cei care postează frenetic pe Twitter,
Twitter că Trump a furat logo-ul de la Star Trek, emblema din stânga este un logo al actualului comandament al forțelor aeriene, același pe care l-am purtat și eu când eram locotenent în 2005, a scris un alt ofițer pe contul său de Twitter. Creată anul trecut, Forța Militară Spațială a devenit a șasea ramură a forțelor militare din Statele Unite, alături de armată, marină, forțele aeriene, pușcașii marini și paza de coastă. Știrile se opresc aici, urmează Talk B1 cu Aneta Sângiorzan, iar noi ne revedem la jurnalul orei 15. Rămâneți cu noi!